Anul acesta vom desfășura pe data de 31 decembrie Festivalul de Datini și Obiceiuri, care se află probabil la a 10-a, 11-a ediție, spunem așa, la un nivel mai mare, pentru că acest festival se regăsește din perioada când eu eram copil mic și acest lucru a fost transmis din generație în generație, numai că noi acum încercăm să-l facem la o scară mai mare, zic eu. Și anul acesta vom organiza la Primăria Deleni acest festival. Eu sunt convins că vor participa foarte multe formații cu datini și obiceiuri din Comuna Deleni, pentru că marea majoritate dintre ei deja și-au anunțat participarea. Noi, la fel ca anii din urmă, vom primi pe toți cei care vor participa la acest festival, așa cum le stă bine unor gospodari, cu colaci, cu bănuți, cu tot ce trebuie ca ei să se simtă bine. Tot anul acesta vom prezenta și ansamblul Corăgheasca în ținută nouă, pentru că Consiliul Local, împreună cu administrația, anul acesta a făcut costume naționale pentru toți cei 30 de membri ai ansamblului Corăgheasca și anul acesta veți avea ocazia să le vedeți, să zicem așa, le vom face inaugurarea. Vă așteptăm deci pe data de 31 decembrie, începând cu ora 14 la Primăria Deleni, pentru a fi alături de cei care duc tradiția locului, tradiția satului românesc mai departe și, de ce nu, să servim împreună o șampanie și să asistăm la un foc de artificii, așa cum am făcut în fiecare an. Vă așteptăm cu drag pe toți cetățenii Comunei Deleni și, de ce nu, și pe cei din împrejurire.